Având în vedere prevederile articolului 39, 115, 117 din legea administrației publice, declarăm deschise ședința Consiliului Local, ședință ordinară, din data de 25 iunie 2019. Vom începe prin primul proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. După cum se știe în regulament, la fiecare 3 luni președintele de ședință se schimbă. Domnul consilier Roman și-a terminat cele 3 luni de mandat. Așa că astăzi, în ordine alfabetică, doamna consilier Stoica este la rând, să zicem, pentru a fi președinte de ședințe, drept pentru care v-aș ruga să vă propuneți spre adoptare proiectul de hotărâre privind președintele de ședință pentru următoarele 3 luni. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nimic. Cu 16 voturi pentru, domnul viceprimar absentează, proiectul de hotărâre a fost adoptat. O să-i dau cuvântul doamnei consilier Stoica, care pentru următoarele 3 luni va fi președintele de ședință. Bună ziua și vă mulțumesc. Și domnul Mir. 15 voturi pentru. Vreau să facă da, cea mai lasă. O să zic, nu vă uitați. O să fac o mică paranteză, să-i urez domnului primar care este absent astăzi. Să-i urăm multă sănătate și îl așteptăm cât mai repede alături de noi. Și domnul vice. Și domnul vice, da. Și domnul vice îi urăm multă sănătate. La ședința de astăzi avem 12 puncte. Dacă cu aprobarea dumneavoastră și cu acceptul dumneavoastră, dacă vreți să nu le mai enumerăm pe rând, că au fost discutate pe comisii, se știe, și doresc să vă dați acceptul și se modifică proiectul numărul 10 și se aprobă cu modificare la proiectul numărul 10 și dacă sunteți de acord cu această modificare. Titlul proiectului de hotărâre de modificare a hotărârii HL29/2019 cu îndreptarea erorii materiale a hotărârii 29/2019. Deci se modifică titlul hotărârii. Da. Și noua ordine de zi o să aibă o altă formă. Se supune la vot nouă ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 15 voturi pentru, procesul de ordinea de zi a fost adoptată. Propun cu aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20.05.2019. Da, obiecțiunile pe care le-a spus domnul consilier Balaș în ședința de Consiliul Local, o să fac adăugirile la procesul verbal, în sensul că voi completa ceea ce a spus domnul Călugăru, inclusiv cu numele întreg al acestuia. Dacă mai sunt și alte obiecțiuni de făcut la procesul verbal? Găsesc foarte multe puncte de suspensie. Ce reprezintă asta? Adică se începe să vorbesc 3-4 consilieri odată da, și eu nu mai pot să... Pe urmă se încheie. Da. Dar chiar să o citat. Da. Așa, puncte puncte. Să nu lase loc de interpretări. Nu se lasă loc de interpretări, motivat de faptul că noi avem toate ședințele Consiliului Local pe care le avem filmate. Există în arhiva instituției. Tot ce se numește ședințele Consiliului Local. Deci dar dacă cumva vin cu o eroare... Astea sunt publicate. Amândouă sunt publicate. Și forma electrică și forma electronică. Deci dacă cumva dintr-o eroare nu s-a scris ceva, se găsește în formatul electronic, avem contract cu domnii și există în format electronic. Vreți să putem întrebarea atât și dacă mai sunt întrebări. Am înțeles. Atât? Se supune la aprobare, pentru aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 15 voturi pentru, procesul verbal al ședinței anterioare a fost adoptat. Punctul
numărul 3. Proiect de hotărâre privind încheierea unor spații cu destinația cabinete medicale situate în strada Calea Trotușului, numărul 181, aparținând domeniul public UAT Oraș Drămănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, Buget Finanțe și Comisia de Urbanism. Colegul meu de la Urbanism. Bună ziua! Bună ziua! Ia loc. Așa. Împreună cu arhitectul șef și cu colegii dumneavoastră au făcut schița RNV-ul din interior. S-au purtat discuții cu cei patru doctori să știe exact care sunt spațiile care vor fi arundate. Dacă aveți întrebări vis-a-vis de schiță, de tot ce vreți dumneavoastră, colegul meu vă va răspunde la întrebări. Da, deci, l-aș întreba pe domnul Radu, pe dumneavoastră. Vă rog. În OG 124 pe 98, articolul 14, spune așa. Bunurile imobile aflate în proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activități medicale, pot fi date în folosință gratuită, închiriate, concesionate, ori vândute fără licitație publică cabinetelor medicale sau, după caz, unităților medico-sanitare cu personalitate juridică. Noi aprobăm acum... închirierea unor spații medicale. Da. La articolul 15... Din domeniul public. La articolul 15, în aceeași lege, spune concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitație publică în condițiile legii. Da. Și exact în condițiile legii avem lege specială, OG 124, care îmi permite ca UAT-urile să dea închirie fără licitație publică cabinetelor medicale spații. În aceeași lege, la articolul 16, spune închirierea fără licitație publică a unor cabinete medicale aflate în domeniul public a orașului, așa, ordonanța 124/98, da, spune că bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau unităților administrative teritoriale utilizate în prezent, adică la momentul intrării a legii în vigoare, în 1998, da, zice, și în 1998 era în proprietate privată sau... Nu. Noi este dat în administrare. Este al Ministerului Educației. Școala ne-a dat un aviz, ne-a dat un aviz ca pentru o perioadă de 10 ani să desfășurăm activități medicale acolo. Da, dar titlul noi aprobăm din domeniul public, nu privat. Asta. Public. Da. Școala este în domeniul public. Nu este în domeniul privat. Deci nu e nicio problemă. Nu este absolut nicio problemă juridică vis-a-vis de acest aspect. Întrebăm ca să... Da, domnule. Spațiile corespund, din punct de vedere... Păi va vorbi doamna doctor Pop, care poate să ne spună lucrul ăsta. Da. Dacă spațiile corespund... Să fie cu tot ceea ce ne trebuie. Da, păi noi am făcut o cerere ca să luăm aceste spații. Vă gândiți la unități. Dacă este baie, centrală, gaze... Tot ce este necesar. Știți, domnul Cozier, în momentul în care s-a pus acest imobil pentru a avea altă destinație, s-a cerut de către UAT Drămănești să se vină la DSP Bacău, să-și dea acceptul sau să specifice ce cerințe sunt în normele în vigoare ale acestor spații, cum trebuie să arate, ce trebuie să aibă. Și după aceea s-a făcut modificarea respectivă. Nu e adevărat, domnule? Avizul de principiu a inspecției sanitare veterinare există? Nu, nu, dumneavoastră. Nu, 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 da. Ne înțelegem acum. Da, da, da. Spune-ți. Noi primim acest contract pe care noi trebuie în posiția lor. Noi după aceea, ca să intrăm în legalitate, facem adresă către Direcția de Sănătate Publică, prin care obținem o autorizație de sanitare de funcționare. După aia. Păi, trebuie să ai demarcă ca să poți să ceri o autorizare mai mare. După ce faci ca din emoționeță, după aceea, ca bine. Dar să fii cu toată utilitatea. Aceea vine să se facă medicii și să mai spun ce mai trebuie. Mai să vă mătătă. Da, să vă legea 23, provinusă 98, prevede clar concesionarea, conducerea bunurilor cu asta publică se face prin licitație publică. Da, dar vorbim despre o lege specială.
Vorbim în cazul ăsta de ordine 124. Am impresia că se bat capul în cap așa. Da, da. Nu suntem noi legiuitori. Eu știu că se bat capul în cap. Cum avem Naveta, profesor, de exemplu, o lege îmi spune că am obligativitatea să dau, iar codul fiscal îmi spune că dacă nu am bani, nu am voie să dau. Din nou, avem două legi din România care se bat cap în cap. Am obligatoriu, dar codul fiscal îmi spune altceva. Așa cum să putem noi vota în Consiliu, să creăm un spațiu din domeniul public. Păi avem un aviz de la Ministerul Educației care ne permite lucrul ăsta, ca pe o perioadă de 10 ani, într-o școală, să funcționeze cabinete medicale. Am făcut un studiu, un dosar la momentul respectiv. Am dat o hotărâre de Consiliu Local prin care am cerut un aviz de principiu în sensul ăsta. În luna ianuarie, în luna februarie. Deci acum hotărârea asta vine doar ca și un final a unui proiect mare. S-au aprobat niște bani pentru reabilitarea școlii respective. Deci ăsta a fost scopul până la urmă. Să ajungem să închiriem niște spații la niște doctori. Pentru comunitate. Deci, dacă nu să mă gândesc bine, legea 213, ca să o analizăm. Mă rog. Legea 213 spune foarte clar ce se întâmplă în public de deficitație, da? Da. Legea 124. Unghie 124, îmi permite fără licitație publică. Și mai avem și legea 50, mai avem și legea 7, undeva unde îmi spune la fel că în anumite condiții se poate închiria fără licitație publică. Dar avem în vedere că e pentru folosul cetățeanului. Da, e folosul comunității. Și am aprobat 3-4 hotărâri înainte de lucrul ăsta. Inclusiv acordul de principiu. Care personal să fie împotrivă să se închirieze. Nu, dar nu cred că asta e. Nu. Dar vreau să fie... Sigur că da. Să fie foarte clar. De asta m-am expuse două. Sigur că da. Legi care... Se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Cu 15 voturi pentru proiectul de hotărâre. Cine face? Doamna doctor, da. Deci cu 14 voturi pentru și o abținere, doamna doctor Pop s-a abținut, motivat de faptul că lumea închiriază unul din spații, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiectul numărul 4. Punct de proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren de 429 de metri pătrați familiei Biro Ianoș, în condiții legii numărul 15 din 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuințe proprietate personală. Avizează Comisia Juridică, Comisia Buget Finanțe și Comisia Urbanism. Înainte de a da hotărârea, întotdeauna se face un dosar. Dosarul conține toate actele de stare civilă a celui care este semnatarului cererii. Dacă îndeplinește toate condițiile din legea 15, legea îmi spune că pot să dau în folosință gratuită un maxim de 500 de metri pătrați. Noi am dat astăzi un teren de 429 de metri pătrați. Toate întrebările pe care le aveți le puteți adresa colegului meu. Da, domnul Balaș. Aș dori de acum, acolo, e vorba de terenuri din domeniul OAT Dărmănești, Comisia de Urbanism, să meargă împreună cu reprezentantul OAT Dărmănești la fața locului și să ne prezinte ei situația de fapt. Adică noi votăm, suntem de acord, dar mergând comisia acolo, ne va da detalii despre loc, despre suprafață, despre vecinii, poate vecinii din jur nu ar fi de acord. Știți, mai sunt și situații dintre astea când trebuie cerut acordul și a vecinilor, dacă e cazul. Nu. Dar asta se întâmplă, să știți, și în lege spune. Când un teren se dă, se cumpără sau ceva, trebuie să iei acordul și a vecinilor. Dacă se poate consemna în procesul verbal. Sigur. Și la următoarea ședință sper să... Da, se fac o echipă cu aparatul de specialitate a lucrului. Da. Dar nu nu există nicio echipă. Există o comisie de specialitate care, din păcate, nu se întrunește, nu se adună ca să meargă în terenul respective,
să vadă, noi mergem și votăm și avem urechi, ca ar fi cam timp să lăbăți un loc care de să dă primăria să dea lumea lucru ce. Sunt într-un tot de acord să dăm acestor tineri locuri să-și facă casă, să aibă unde sta. Dar nu pot să ridic mâna, mai ales că se face această comisie, să ridic mâna așa după urechi. Eu abar n-am unde este acest tărăt. Și încă o dată mă repet, este firesc ca președinte de comisie să aducă această comisie să merge să ne informăm în condițiile legii. Înainte de ședința în plen, exact cum spune legea alesului local. Doamne părește, nu pot să contez că n-am primit mare. Ceea ce a spus. M-am sunat să... Doamne, a sunat și... Și a zis să ne întâlnim. Și a zis că oricum votați cum vreți. Ce rost are? Votați cum vreți și nu vă interesați. Domnul consilier, eu aș trece adică n-ar vrea să ne poată asta. Ce ați zis dumneavoastră? Nu mai trebuie poate. Deci ne întâlnim, oricum votați și vreau asta. Păi domnul consilier, este firesc să votez ce cum vreau. E normal. Eu trebuie să mă informez la fața lucrurilor pe acel teren. Așa. Poate noi îi dăm un braș până la urmă. Nu? Dacă o vrea, să dacă nici nu pot dă. Da. Acum, eu cred că sunt foarte viitoare, probabil, cu ce spun eu. Dar noi când aprobăm ceva, există o cerere scrisă a celui care solicită acel teren, deci nu-l solicită de mașină, așa. Apoi, ceea ce privește vecinii, se cere doar dacă nu este proprietate. Deci dacă nu există alt doveditor că este proprietate, dacă este doar anexa 1 de la primărie, atunci este necesar acel aviz al vecinilor. Dar nu este stat. Iar în tot ceea ce privește autorizații de construcție și tot ce se va face pe acel teren, urmează să se întâmple de acum încolo. Nu e chiar un vot în onoare. Adică e munca unor oameni care se regăsește în mapă, în diverse dosare, la care este... Și puteți oricând veni la primărie, absolut oricând colegii mei vă stau la dispoziție, noi vă stăm la dispoziție oricând. Aș ruga ca toată această comisie, inclusiv eu, să fim mult mai oportun în ceea ce privește aceste proiecte hotărâri, care se referă la anumite spații. E una când lucrez cu buget, finanțe și avem cifre aici în față, este altceva când trebuie să ne plăsăm în teren. Nu poate veni cineva, dar poate domnul președinte să spună, bă, nu pot veni, am o problemă, mergeți voi. Da, este un fapt de situație, vă să folosești cu tine. Și am văzut să vă mulțumesc la motel, adică merg mai departe și la motel. E făcută de o persoană. Poate să zice, după așa ceva, dacă noi mergem singuri, căutăm toată Valea Unii, nu știu. Este făcută de către un cadastrist. Este afirmată de către o persoană. Baba Vrânceanu, dacă îmi dați asta mână, vă dau asta mână și vă trimit pe Valea Uzului, o găsiți? Dacă întrebați. Da, dacă întrebi vecinii ca pe unde, probabil că... De asta să vină din aparatul de special primarului, să scrie ceva pe voi. Colegii mei vă stau la dispoziție oricând, din momentul în care primiți mapele, a doua zi puteți să sunați pe oricine din primărie, colegii mei, și vă stau la dispoziție cu toate detaliile pe care le doriți. Deci, sub nicio formă, nu era voință din partea aparatului de specialitate. Eu nu am spus că este rea cu ei. Bun. Nu am spus chestia asta. Bun, am înțeles. Am spus că ceva să intră în legalitate. De ceea ce privește comisia, eu v-am întrebat oameni. Eu sunt sigură că o să găsiți o soluție să fie bine. Mai aveți altceva discuții pe tema acestui proiect de hotărâre? Nu. Se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2019. Avizează Comisia Juridică, Comisia Buget Finanțe și Comisia Urbanism. Dorește cineva să pună întrebări? S-a discutat pe comisii. A rămas aceeași cotizație ca valoare ca anul 2018. Există o hotărâre ANDA, prin care aceștia au votat cotizația. Ar trebui citit măcar punctul 1 din ăsta ca să știm ce votați.
Se aprobă cotizația anuală a UATED Oraș Dărbănești la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău în cuantum de 40.000 de lei. Se mandatează domnul Toma Constantin în calitate de primar al orașului Dărbănești, având calitatea de reprezentant al unității administrative teritoriale în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare și Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 prin prezenta hotărâre, precum și după cum urmează. Citesc sumele? Nu. Deci atât. Se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIS pentru anul 2019 a fost adoptat cu 15 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 6 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019. Avizează Comisia Juridică, Comisia Buget Finanțe și Comisia Urbanism. O să-i dau cuvântul doamnei economist să ne expună. Avem o creștere a veniturilor la bugetul local sub SAA cu suma de 19.000 lei, reprezentând impozit și taxe pe teren de la persoane fizice. Astfel, bugetul crește de la 23.637,40 lei la 23.656,40 lei. La partea de cheltuieli, propun repartizarea sumei de 19.000 de lei astfel. La capitolul 6502, învățământ, suma de 3.000 de lei pentru acordarea unor stimulente financiare elevilor care au obținut rezultate deosebite la învățătură și suma de 16.000 de lei la capitolul 7402, la mediu, la articolul 20.0109, pentru servicii de colectare a gunoiului. Astfel, cheltuielile trebuie la 26.737,40 lei, la 26.756,40 lei. La sursa E, bugetul activităților autofinanțate, suma de 982.000 de lei a fost aprobată prin HCR 38 în 20.05.2019 pentru acordarea unei subvenții din bugetul local al orașului Dărmănești pentru finanțarea funcționării Serviciului Public de Salubrizare. Astfel, cheltuielile bugetului cresc de la 1.298.000 lei la 2.280.000 lei. De la începutul anului tot facem rectificări de buget și tot ne se promite că vom plomba drumul ăsta de la baza Dărmănești până la în zona Baradului. Sunt 6 luni de zile, mai sunt câteva gropi. Cred că nu trebuie făcute studii de dezabilitate ca să rezolvăm acele gropi, pentru că circulă toată ziua, vin turiști, sunt dărmăneșteni în primul rând care plătesc taxe și impozite și ne fac răspunzători și pe noi. Noi tot rectificăm, dăm pentru anumite proiecte, dar uităm că mergem toată ziua pe drum. Aș vrea parte din banii ăștia rectificați să rezolvăm problema asta și cu termen, deci nu așa până în 31 decembrie. Eu chiar aș dori până data de 15 iulie să fie gata. Da, ați văzut, în urma discuției telefonice avute cu domnul arhitect, dumnealui a spus că cei care furnizează asfaltul rece au avut foarte multe comenzi în perioada asta și motivat de faptul ăsta nu s-a putut termina plombarea către Sălătuc. Imediat după 1 iulie, așa mi s-a spus, după 1 iulie se va reîncepe plombarea străzilor acolo. Astăzi domnul arhitect este plecat la Bacău pentru ultimele avize, pentru a se putea apuca în data de 15 iulie de asfaltarea drumului de la Plopu. Așa că eu zic că suntem pe drumul. Ce vreau să spun? Eu vreau să spun că sunt alocați chiar de la începutul anului pe capitolul 8402 la reparații. Sunt bani pentru achiziționarea
asfaltului la rece. Sunt doar că s-a terminat. Da, sunt bani alocați, dar cred că noi suntem așa, votăm aici, nu să votăm. Adică noi aprobăm bugetul, dar ne-ați să prindeți acolo în anotare că până pe 15 iulie se rezolvă aceste probleme din stradă, că nu se poate. Adică e o singură firmă care livrează asfalt rece, e o singură firmă în țara noastră. Avem un contract pentru o achiziție publică. Eu știu, dar nu putem sta și să păcălim oamenii ăștia un an de zile că le punem două bloc. Contractul ce prevede? Firma care pune sau asfaltul ăsta? E contract de achiziție produse, noi cumpărăm asfaltul rece. A, dar executăm cu oamenii din bănie. Absolut, da. Facem în regie proprie. Eu consider că asfaltarea kilometrul în satul Burgesc în Rămânțele, e bătut în cui pe data de 15 iulie, cumva ne mai ducem încă pe doar de... Este semnat, de crește. Contractul este semnat, proiectul tehnic este făcut. La momentul ăsta suntem după avize. Da. Nu știu, poate avizul vine în 12 și ne apucăm din 12 sau vine în 18. Deci nu bine, țin. Bine, deci în momentul în care mai avem toate avizele, mai avem nevoie de un aviz de la Apele Române, de la SGA și un aviz de la Agenția Națională de Mediu. Sigur că da. Deci interesul nostru este de aia zice să nu mai ridic problema sub pod acolo pentru petrecerea. Da, acum am fost ridicată. Atunci îl facem, va fi decupat și va fi urmat de unde absolut, fără nicio problemă. Mulțumesc. Problema cu domnul Cărțesărătru a fost ridicată și domnul Balaș. Problema a fost ridicată mai înainte, din primăvară, când domn primar ne-a dus să facă timpul bun, era zăpadă, apă din băz, vorba de. Dar s-au apucat. Și s-au apucat, dar parcă acolo s-a terminat și bitumul tot exact la Chitici. Acolo s-a terminat. Păi după 2-3 ani, tot așa. Și se facă cu de răspundere plombările astea acolo, doamna secretară. Că dacă pune pistea astea, cum e acum acolo apat, sare imediat toate de acolo. Trebuie curățat, dat deoparte ce se dezlocă și pus bitumul. Cei care se ocupă cu asta, cu siguranță, știu ce bine, dar vreau ca să fie urmărit problemele astea, ca să fie rezolvate până la data în care s-a... Să nu aveți colegi care au dat unii sănătru. Am mai uitat ceva. Acolo este proiectul prevăzut, un kilometru de drum. Da. Eu vreau să vă informez, să știți de acum, că în momentul în care se vor termina și vor termina lucrările, trebuie de la mine să încep să vă explic, că nu este un kilometru de drum până la biserică, în zonă de la școală, ci intră între 600 și 700 metri cel mult. Deci diferența aia unde rămâne de asfalt. Pentru că când a fost făcută asfaltarea blocului, la început, a fost prevăzut în devizii de lucrări, cu inginerul, a fost un acolo, un băiat, deci prevedea 2 km de drum asfaltat, de la Gheorghe Negri, de la Părău, la noi, până la biserică, iar a prins devizul. Deci în momentul să fie banii s-au luat pe 2 km, dar în realitate este în kilometri 700 cu tot ce intra pe uliță, în cele 20 metri sau 10 metri. E măsurat, e egal, unde o fi și la alt, nu știu, ca partea respectivă. Puteți veni la serviciul urbanism, oricând prezintea voastră. Nu, dar trebuie să avem, e măsurat. Există un proiect tehnic adoptat. Deci puteți să vii oricând la colegii mei la urbanism să vedeți exact străzile și exact cantitatea de lucrare. Oricând vă stăm la dispoziție în sensul ăsta. Intenția noastră este să se asfalteze cât mai mult, nu să jonglăm cu metri. Nu. Și dacă e aprobare pentru un kilometru, va fi un kilometru. Că depășește dincolo de biserică, că exact se va... Supunem la vot. Cine este pentru? Domnilor, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Împotrivă, domnul Valaș? Cu 14 voturi pentru și o abținere, domnul Văzut. Împotrivă sau abținere, domnul Valaș? Împotrivă. Și un vot împotrivă. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 a fost adoptat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâri privind recompensarea elevilor, șef de promoție din cadrul Liceului Tehnologic Dărmănești. S-a discutat pe comisii, s-a căzut de acord să se remunereze
performanța copiilor. Le spunem felicitări și ne onorează că avem copii foarte buni. Se supune, mai aveți de discutat pe acest subiect? Da, domnul Balaș. Să menționeze că în ședința de comisie, suma care se dădea copiilor nu era echitabilă. Era un copil care primea mai mult. 1500 de lei, da? Da. Și doi, e bine să împărțim suma totală la toți trei copii, toți sunt șefi de promoție, toți merită la fel. Da. Asta e tot de acord. Se supune la vot. Cine este pentru? Se supune la vot cu modificarea. Cu atâta vot. Cei trei copii sumei veritice. Vom primi câte 1000 de lei. Câte 1000 de lei, da. Așa. Modificare. Ziceți. Se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Cu 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentele pe care le-am punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind procedura de participare a UAT Dărmănești la asigurarea contribuției proprii a proprietarilor beneficiari a lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din orașul Dărmănești, finanțate prin programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 3, prioritate de investiție 3.1, operațiunea A, clădiri rezidențiale, proiect creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Dărmănești și procedura de recuperare a taxei de reabilitare tehnică pentru sumele avansate de către UAT orașul Dărmănești. Avizează cele trei comisii. Sunt probleme, discuții la acest domnul Balaș? Tot în comisie am discutat că legea ar da voie cetățenilor să plătească nu în 3 ani, până la 5 ani. Da. Sunt persoane care sunt solvabile, pot plăti. Dar sunt, cred că, și persoane care nu știu dacă vor putea plăti în 3 ani. Noi dacă votăm în această ședință, exact cum le-am pune jucul în cap la oameni. Nu știu. Este un punct de vedere. Și ar trebui analizat. Tot în ședința pe comisie am cerut dacă s-a luat acordul cetățenilor și mi s-a spus că s-a luat acordul de la cetățeni pentru eșalonarea acestor plăți. Da, ca să vă fac un mic istoric, înainte de a accesa fonduri pentru proiectul ăsta pe port, pe axa prioritară 3, unul din documentele pe care trebuia să le punem era acordul tuturor proprietarilor. Și avem niște hotărâri date la fiecare asociație de proprietari, prin care aceștia și-au dat acordul scris cu semnătură că sunt de acord să se reabiliteze locuințele. Am avut o ședință în data de 5 iunie la Căminul Cultural de la rafinărie. Atunci au fost discuții vis-a-vis de sumele de bani pe care trebuie să le dea, că la început au fost anumite sume, acum sunt alte sume motivate de omul 114 care a ridicat venitul minim pe economie și din cauza asta un pic prețurile s-au ridicat. Oamenii au înțeles de ce sunt prețurile un pic mai mari. S-a propus la momentul respectiv 2 ani să se să eșaloneze suma pe care trebuie să o dea fiecare beneficiar final în 2 ani, iar aceștia au spus că ar fi mai bine 3 ani. Deci cei care au fost la ședința de atunci, au fost în jur de 50 de persoane, au fost de acord ca suma să eșaloneze pe 3 ani. Dacă dumneavoastră credeți de cuvință că este bine pe 5 ani, o să facem amendamentele de vigoare. Mă gândesc să nu fie anumite persoane care nu vor plăti și acum vor plăti penalități. Știți că în momentul în care da. Nu vei putea plăti o rată, că din cei 80, așa s-au angajat în fiecare lună să plătească, da? Se întâmplă ceva. Din cele 80 de apartamente, 42 de persoane deja au plătit. Care integral? Care 10%? Care 5%? 12 persoane au plătit integral. 50%. Da. Deci oamenii sunt de bună credință. Noi venim și dumneavoastră prin această hotărâre veniți în sprijinul lor. Așa. Dumneavoastră decideți dacă va fi 3 sau 5 ani. Dar oamenii știu în ședință, au fost anunțați că vor fi eșalonate sumele pe 3 ani și doar diferența. Iar prețurile sunt atât pentru anvelopare, cât și pentru acoperiș, subsoluri, casa scării, ușă de intrare. Aș mai întreba managerul de proiect care e perioada de implementare a acestui proiect și dacă se va termina la termen. Deci a fost o perioadă de 3 ani, dar perioada de execuție de 6 luni.
Avem contract semnat cu firma, deci... S-au apucat deja, vedeți, într-o locul de aici din trebuie față. Trebuie să respecte contractul. Suntem monitorizați, trimitem... La fiecare sfârșit de lună trimitem un raport grafic lucrărilor. Mai scris. Există o echipă formată de 5 oameni la nivelul primăriei care se ocupă efectiv, există om responsabil tehnic, financiar, manager de proiect, achiziții publice. Da, mai aveți ceva întrebări? Da, domnul ăsta. Nu există raport de specialitate atașat. Nu aveți exponent de motiv atașat. Lea. O întrebare. Contribuția fiecărui locatar reprezintă un împrumut? Da. Dacă care este dobândă? Nu este. Ea este luată ca o taxă lunară, conform codului de legătură fiscală. Dar se percep penalități. În caz de neplată la timp. În caz de neplată. În articolul 6, variantul 3, spuneți că sumele se recuperează da. În cal integral dacă se înstrăinează. Ce se întâmplă dacă un cetățean nu înstrăinează, dar nu-și plătește contribuția? Tot conform vorbim de procedură fiscală, ne conduce către executare strictă. Dar oamenii sunt de bună credință și odată ce la început au semnat că sunt de acord, eu nu cred că vor fi probleme. Deci, o rogie, dar trebuie să vă dați că începând de acum ce se spune și nu vă duceți la lucruri. Pentru că se fac plăți pe fiecare factură. Dacă mai apar plăcările prevăzute, se vor... Există o valoare de cheltuieli neprevăzute în proiect. Sumele sunt fixe, pe care le avem astăzi. Astea sunt sumele finale. Calculate de proiectare. Da, calculate de proiectare. Execuția este de 6 luni. Proiectul în sine, pe axa asta, pe axa 3, a fost de 3 ani. De la semnarea cererii de finanțare. 3 ani de la cererea de finanțare. Cred că ne-am dat rământ. Ne-am dat rământ. Absolut. Eu zic până în noiembrie, a trebuit să fie gata. Și ultima întrebare, de ce este diferență între unii locatari? De exemplu, vă spun cu nume și prenume, Matei Luca locuiește în blocul de lângă Bărboși, Bărboși, bloc care este acum acoperiș, o mare termovană la apartament și a venit aproape 9.000 de lei să plătească. Iar un altul care locuiește într-un bloc fără acoperiș, tot cu termopane, tot la un balcon neînfundat, plătește doar 3.000 de lei. Fiecare bloc are situația lui. Sunt blocuri în care se intervine mai mult la subsol, sunt blocuri care nu se intervine la subsol. Nu mi se pare o diferență cu mare de 6.000 de lei. Sunt acoperișul când se dă jos. Mi se pare că este o prea mare 6.000 de lei. Depinde dacă este pe colț. Sunt mai mulți pereți exterior, mai multă termoizolație. Deci sunt diverse... Deci dacă mi-ați spune că pe aceeași coloană, în aceeași colț, scară, sunt diferențe, dacă da. Dacă este pe colț, clar, are 3 pereți. Dacă este pe colț, are 2. Da, dacă are 3 camere sau 2 camere, există o diferență. Am 9 de care vă părgeau lucrurile, sunt apartamente. Deci din cauza lucrărilor care se fac per total imobil. Dar domnul care este nemulțumit poate să vină la primărie, noi putem să-i arătăm proiectul și vedem exact dacă se întâmplă ceva și ceva e nerecă. Din ce am înțeles, chiar vrea să vină. Sigur că da, se vină, avem colegii aici, Roxana Toloacă s-a ocupat efectiv, doamna Mirăuță este managerul de proiect și dumneavoastră pot răspunde la absolut toate întrebările pe care dumneavoastră le-ați. Avem schițele, sigur că da, fiecare... Aceeași este la semnalul cu doamna Chirnoar. Și nouă ne-au care a fost, la ședință mai mulți oameni au spus lucrul ăsta, după care am venit la primărie și l-am explicat. Asta e o femeie singură din profesie care vorbesc că nu ajunge la 2000 de lei. Da. Și i s-a spus 6.000, n-am văzut, nu m-am uitat, ai zis bătut, dar i-a continuat. Dar i s-a spus 6.000 de lei. Doamna să vină la primărie și cu siguranță va fi
îndrumată exact și lămurit în sensul ăsta. A fost o ședință în următoarea mea. Da, în 5 iunie. Da. Și implicare prețul, nu? Da, sigur că da. Și au semnat fiecare locatar, cei care au fost prezenți, au primit înștiințări de plată la momentul respectiv. După aia ei au venit cu înștiințările la primărie. Cei 42 de oameni care au venit deja și au plătit, au avut înștiințările noastre. Absolut. Poate cei care sunt în străinătate am dat la vecin, la cineva care are grijă de apartament, poate sunt și care nu știu efectiv. Dar eu zic că 85% din oameni știu exact cât au de plată. Și sumele sunt afișate și... Putem lăsuiți pe fiecare nemulțumit dintre locatarii care vor beneficia de această îngălupare. Eu vă propun, astăzi, stimați colegi, să aprobăm aia cu 5 ani. Vă propun să aprobăm aia cu 5 ani. Indiferent de ce gândiți, e bine să aprobăm, pentru că în felul ăsta îi ajutăm și eu cu oamenii. Poate știi foarte bine cine sunt locatarii, marea majoritate sunt oameni cu venituri mici, nu știu dacă pot să-și permită sume totuși mari, când vorbim de 10 milioane lei, nu vrei cu bani. Să înțeleg că dumneavoastră vreți să venim cu bani. Domnul Păstăr, domnul Păstăr, nu fac calcule. Eu am zis o chestie de umanitate, dacă puteți înțelege. Eu urmă ședința asta care ați avut-o cu ei acolo, dar să fie care cineva de la Comisia de Urbanism. Au luat la cunoștință că vor fi pe 3 ani. Nimeni nu a spus că nu reușește. Din contra, oamenii au spus, domnule, eu cam în șansă de jumătate. Discuția inițială de la Bogdan Romanița, la care am participat, a fost de 5 ani. Da, iar ultima discuție este pe 3 ani. Dumneavoastră spuneți că eu va trebui să modific articolul 4, dacă doriți, în sensul în care se aprobă eșalonarea sumelor avansate de către orașul Dămănești, sigur că da, pentru contribuția proprietarilor pe o perioadă de maxim 5 ani, nu de 3 ani, așa cum este acum. O să încercăm să supunem la vot cine este de acord să aprobăm proiectul de hotărâre privind procedura de participare a UAT în proiectul POR 2014-2020, axa prioritară 3, și procedura de recuperare a taxei de reabilitare termică pentru sumele avansate de către UAT orașul Dărmănești prin modificarea articolului 4, care în loc de perioada maximă de 3 ani să fie de 5 ani. Cine este pentru proiectul de hotărâre astfel modificat? Cu 3 ani sau cu 2 ani? Cu 5 ani. Cu 5 ani. Deci cu 5 ani sunt 4 voturi. 5. Eu mai am un cu cuvinte sau asta așa. Termenul de 3 sau 5 ani nu este relevant în sumit. Din punctul meu de vedere, dacă există persoane care crede la bun început în baza veniturilor care le au, că nu pot să achide în 3 ani, să vină la primărie, să facă o cerere, și noi să aprobăm luna viitoare pentru persoanele respective. Cum credeți? Sau mai este o variantă, dacă aprobăm astăzi pe 3 ani, cum este proiectul pus, supus pentru spunere la vot, cei care nu pot în apropiere, mai au 2-3 luni de achitat. Așa. De la început. Nu știu dacă noi mai suntem. Noi până luna viitoare vom ști exact care este situația. Cum știi? Da. Iar cei care cred că nu pot să vină la primărie să depună cerere și pentru ei votăm luna viitoare pentru 5 ani. Bun. Să înțeleg că supunem aprobării proiectul de hotărâre cu articolul 4 cu 3 ani. Da, și bine, eu nu trec asta în hotărâre, trec în procesul verbal, mențiunea dumneavoastră și în cazul în care vom avea solicitări în sensul ăsta, luna viitoare o să venim cu exact o altă hotărâre prin care îi nominalizăm pe cei care vor fi pe 5 ani.
Da. Bun. Deci cine este pentru acum? Cine este pentru? La 4 ani. Grei, nu mai la 3 ani. 3 ani. 3 ani. Cum cine este pentru aprobare? Nu văd. Mai specificați încă o dată, adică nu mă gândesc. Citiți proiectul de hotărâre și termenul 3 ani și după aia votăm. Proiectul de hotărâre e așa. Privind procedura de participare a UAT Orașul Dărmănești la asigurarea contribuției proprie a proprietarilor beneficiari ai lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Orașul Dărmănești, finanțate prin POR, acția prioritară 3, și procedura de recuperare a taxei de reabilitare termică pentru sumele avansate de către UAT Orașul Dărmănești. La articolul 4 avem așa. Se aprobă eșalonarea sumelor avansate de către Orașul Dărmănești pentru contribuția proprietarilor pe o perioadă de maxim 3 ani prin plată lunară, conform calculului întocmit de către proiectant, a cotei de contribuție a proprietarilor pentru fiecare apartament în mod proporțional cu suprafața constituită și cota indiviză din proprietatea comună aferentă fiecarei proprietăți individuale prin raportarea la valoarea finală a lucrărilor de intervenție pentru creșterea eficienței energetice cu începere 1 iulie 2019. În mod normal, de 1 iulie 2019 până în 1 iulie 2022, oamenii ăștia ar trebui să-și achite contribuția pe care o au. Deci, cine este este pentru? Proiectul de hotărâre cu 3 ani. Abține. Una. Deci, împotrivă. Stați-o de gust. Deci, domnul Despa se abține. Împotrivă, domnul Despa o abține. Și domnul Vana și domnul Vana. Și cu domnul Vana. În procesul verbal, voi și noi vom anunța colegii, vom anunța și... Dacă era cei la 5 ani, era interesat ca să plătească, deci aveam un interval. Putea să plătească și pe dintre de 5 ani, nu? Dar rămânea exact la... Gata, haideți să trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL numărul 38 pe 2019, privind acordarea unei subvenții din bugetul public local al orașului Dărmănești pentru finanțarea funcționării serviciului public de salubrizare. Avizează cele trei comisii. Dau cuvântul doamnei Mereuță să ne expună. În HCR 38 din 25-2019, la articolul 2, am prevăzut folosirea sumei de 459.000 de lei pentru subvenționarea serviciului de salubritate, am prevăzut-o din excedentul anilor precedenți. Datorită faptului că legea bugetului pe 2019 nu ne permite folosirea decât pe secțiunea de dezvoltare, deci pe investiții a excedentului, propun acordarea subvenției de 459.000 de lei din creditele aprobate pentru anul 2019 de la capitolul 7402. Am analizat acest capitol și ne încadrăm cu achitarea integrală, fără să mai dublăm excedentul anilor precedenți. S-a discutat pe ședința de comisii, cred că ați înțeles. Trecem la vot. Cine este pentru? La vot. Aveți votul? Da. Domnul Despa. Raportul despre hotărâre este semnat. Da. Foarte bun. Da. Da. L-am trimis pe e-mail și doamna pe casă la momentul în care eu am dat drumul la... Am fost privată la spitalul. Da. Rău, dar... Mi l-am trimis pe mail. Dar la momentul ăsta l-am semnat. La votul... Supunem spre aprobarea HCL numărul 38 din 2018, nu s-a știut că suma prevăzută ca subvenție care nu poate fi uzat din excedentarilor anteriori. A fost o eroare materială. Am făcut foarte repede acest raport, deci am ținut fond de trebuie. A fost o eroare, ne-am luat după o legislație de anul trecut, fără să ținem cont că s-a modificat. Fii mai atenți. Da, ne-asumăm. În raportul despre jate se menționează suma de 459, iar în propunerea de HCR aveți suma de 489.433. Sunt două sume, sunt odată 459.000 de lei și o sumă de 30,
443. În sumate sunt 489-443. Dar noi discutăm doar despre suma de 459. Ea era dată în greșit, eronat. Deci cea de 30.000 a fost corect pusă. Deci dacă vă uitați la proiectul, îl aveți și pe cel din spate. Cea de 30.000 era corect pusă în credite bugetare aprobate pentru anul 2019, capitolul 742. Iar cealaltă sumă de 459.000 de lei era trecută din excedent. Deci acum s-a revenit la normal cu suma care este... Sigur că da, iar suma totală este tot 489.443. Doar că o bucată din suma asta era trecută în mod eronat. Mai sunt... Spune că subvenția a activată din excedentul anului precedent și din proprietate bugetare aprobată. În raportul de specialitate se specifică că suma nu poate fi utilizată de excedentul anului precedent și propune acordarea de excedentul bugetare aprobată. El în ghilimele așa arăta proiectul de hotărâre vechi. Vedeți că el este în ghilimele pus, așa arăta cel vechi. Iar eu am adus doar modificarea pe prima pagină. Așa arăta proiectul vechi. E pus în ghilimele și ușor italic. Mai aveți întrebări? Bine, supunem la vot. Cine este pentru? Da, pentru următoarele rapoarte care se mai fac, am vrut să fie semnate de persoane. Da, doamna... Semnate, deci noi aprobăm niște lucruri nesemnate și nu știu da. Doamna era plecată, avea o problemă de sănătate, a făcut raportul de specialitate acasă, mi l-a trimis pe mail. Eu l-am dat așa, nu am avut semnătura dumneavoastră, era seara, ceasul era 7, n-aveam cum efectiv. Eu semnam proiectul de hotărâre, nu puteam să semnez și raportul de specialitate. Înțeles. Și din acest motiv nu pot semna. Alte întrebări mai sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul consilier. Abține? Domnul consilier. Deci, împotrivă domnul consilier Despa, abținere domnul consilier Moise și 13 voturi pentru. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea masei de 38 a fost adoptat. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL numărul 29 din 2019 privind introducerea imobilului cimitirului eroilor din Valea Uzului în suprafața de 7.979 metri pătrați din domeniul privat, în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al orașului Dărmănești. Avizează cele trei comisii. Da, vă fac eu un istoric. În 4 iunie am primit de la Prefectura Bacău o adresă pe care dumneavoastră a scris-o la mapă, prin care mi s-a spus, printre altele, că articolul 1, conținutul articolului numărul 1 din hotărârea 28, nu coincide cu titlul hotărârii. Motivat de acest lucru, fiind o eroare materială, vă supun atenție astăzi să facem modificarea de rigoare în conformitate cu articolul 2, 3, alineatul 2, articolul 8, articolul 36, articolul 41, respectiv 42, din legea 24 privind tehnica legislativă, în sensul că vom modifica titlul proiectului de hotărâre vechi și articolul 1 va spune așa, se aprobă îndreptarea erorii materiale și pe cale de consecință se rectifică titlul hotărârii Consiliului Local numărul 29 pe 2019 privind introducerea imobilului, cimitirul eroilor din Valea Uzului, în suprafață de 7.979 metri pătrați, din domeniul privat în domeniul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Moinești și se stabilește Dărmănești și se stabilește titlul corect HCL numărul 29 din 29.03.2019 privind completarea inventarului domeniului public al orașului Dărmănești însușit prin HCL 22 pe 99 și aprobat prin HG 1347 pe 2001. Deci titlul hotărârii de Consiliul Local va fi identic cu articolul 1 din HG 29. Niciun alt punct din HCL 29 nu va fi modificat. Aveți întrebări? Da, domnul Roman. Eu cred că nu-i corect. Dacă luăm și din adresa prefecturii, care ne-a trimis o nouă cu privire la revocarea hotărârii Consiliului Local din 29.03, înseamnă că noi le dăm răspuns lor și le răspundem la adresa lor parțial, ca să schimbăm doar titulatura.
dar ei ne cer revocarea acestei hotărâri a Consiliului care am dat. Iar noi vom răspunda un răspuns astăzi în care vom spune că hotărârea de Consiliul Local este legală, oportună și asumată, drept pentru care trimitem hotărârea de Consiliul Local nouă. Că dacă ei ne spun lucrul ăsta, nu înseamnă că noi trebuie să facem. Că noi trebuie să luăm ca for sub căruri în administrație, prefectura. Nu. Prefectura n-a ținut drept de control. Nu suntem subordonați prefecturii. Păi, mă scuzați, dar prefectura trebuia să ne atace în contenciu, să am dat de la prima, de la prima lună hotărârea Consiliului care am dat-o noi. Nu să vină după trei luni să înceară să o ratific. Deci, eu consider aici că cineva se joacă cu Consiliul Local Dărmănești. Oricum, faptul că noi am avut sânge atunci și am dat o aprobare pentru includerea cimitirului, ca eu m-am născut aici și știu sigur că acel cimitir a fost a Dărmăneștiului, am studiat documentele MAPN care atestă că acel cimitir este cimitir militar internațional. V-am citit inclusiv de la OCPI ultima adresă din 20. A venit acum și Ministerul Culturii și ne-a dat un aviz că s-a aprobat avizul proiectului artistic. Da. Eu aș dori ca la primăria Dărmănești să avem un dosar privind acest cimitir al eroilor, unde să avem toată documentația. Avem trei bibliografe. Când am semnat acea hotărâre, am dat-o în baza unor înțelegeri verbale. Deși noi ne-am așteptat toți la masă și am studiat harta Dărmăneștiului, am studiat cadastru, dar vedeți că vin aici cu niște hotărâri din, a guvernului din 2010, care atestă că acel teritoriu face parte în hotărârea Consiliului Local de la Sânt Martin. Iar cu 5.000 de metri, noi venim cu 7.000. Noi venim de cadastru dat de o instituție publică din România care ne spune că cei 7.979 de metri pătrați sunt pe raza administrativ teritorială a toate orașul Dărmănești. Și totuși noi, primăria Dărmănești, Consiliul, putem cere prefecturii Bacău să ne comunice care este limita teritorială a noastră. Dar această adresă dată de prefectură ne pune în încurcătură pe toți consilierii. Să știți că dacă, dacă Comuna Sânt Martin putea să-și întabuleze în baza acelei hotărâri terenul, o făcea. Dar pentru că aparține județului Bacău, nu a putut. Păi în baza hotărârii Consiliului Local dată de Sânt Martin, guvernul a emis o hotărâre de guvern prin care le atribuie un teren. Deci în scrierea în cartea funciară este spânt. Cine putea poate să se înlocuie de timpia? Acum se spune. Exact. Și domnul Roman are dreptate pentru că nu înțeleg atunci cererea prefecturii. Păi asta dar eu zic. Se joacă cu noi prefectura? Deci toate documentele. Nu, dă, ne revocă. Înțelegeți foarte bine, dar trebuie să discutăm pe lângă. Există niște discuții vis-a-vis de cimitir. Trebuie să punem toate documentele pe masă. Eu mă gândesc să nu greșim, să dăm aprobare la această adresă în care ei ne cer revocare. Dar noi aprobăm schimbarea titulaturii. Da, exact, conform articolului pe care ei s-au bazat. Mă gândesc să noi adevărăm și să ne o atace în 30 de minute. Și așa, și așa, tot acolo. Ați spus foarte bine deschiderea discuției dumneavoastră. Da. Ați avut sânge și avem încă sânge noi. Și ne atribuim tot ceea ce facem. Da, domnul Balaș? Fiecare se poteze. Eu aș pune o întrebare. Cât este de oportună prezenta hotărârii înainte de apariția documentelor privind rezultatul procedurii de grănițuire? Deci știu că s-au cerut documente și se cer de la diferite instituții. Și atâta timp când nu e stabilită grănițuirea județului Bacău, noi dăm o hotărâre de Consiliu. Grănițuirea este stabilită în 1969. Da, dar știu că... N-am stabilit-o noi. Când cineva între vecini nu se înțeleg, asta este altceva. Dar conform documentelor pe care noi astăzi le avem, conform adreselor pe care ne le-au transmis cei de la OCPI, cei de la ANCPI, conform portalului ISPIR, astăzi, cimitirul internațional de la Valea Unirii se află pe raza administrativ teritorială a luat de orașul Dărmănești. Limita de județ cu hotărârea asta. Trebuie să specificăm că noi n-am făcut o inaugurare acolo, s-au auzit în media că noi am inaugurat. Nu s-a făcut nicio inaugurare la momentul 6 iunie. Acolo a fost o pomenire a morților, a fost de față 99% din dumneavoastră.
s-au dat citire tuturor morții, da, eroilor căzuți în primul război și în al doilea război mondial. Astăzi venim și rectificăm o greșeală, să-i spunem o greșeală de tehnoredactare. Și eu zic că toate instituțiile publice din România se vor așeza la o masă și se va rezolva toată situația asta. Dar cimitirul nu, nu are treabă cu grănițuirea. Mi s-a cerut de la prefectură deja să propunem cine să facă parte din Comisia de Grănițuire. Legea ne spune că trebuie să facă parte primarul, secretarul orașului. Domnul primar fiind în concediu medical, se la o dispoziție în sensul ăsta să vină domnul viceprimar, dar ne-am rezervat dreptul de a veni și cu inginer din cadrul primăriei și la când se vor face ședințele vom merge eu, domnul viceprimar, dacă domnul primar nu revine, și domnul apostol, arhitectul șef. Dar proprietatea ocolului Silvii nu se întinde până acolo la limita cu... Inclusiv ocolul Silvii, că a fost chemat... Să faceți cu ocolul Silvii, că a fost chemat proprietățile ocolului Silvii cu grani de față, că ocolul de Mărești, ocolul de Mărești, care proveze, vedeți, cu o bază, ca limita cu... Nu, nu, nu luați de bază. E să facem și cu ăsta. Noi deja am dat pe venitul ordin de prefect. Se fac și chestiile astea de grănituire. Acum am văzut că Ministerul Apărării solicită să preia autoritatea totală. E foarte bine. Noi sperăm să ne simțim români din nou. Să mergem în fiecare în de bune coroane. A spus împărțirea administrativ teritorială în 69-68. Deci aia a fost ultima împărțire teritorială a României. Și acolo hotarele stabilite exact de județul, granița unui este. Da, pentru că legea spune că limita de hotar este limita naturală. Deci și 68 aceea și prin se pui. Nu are nicio dată. Astăzi noi avem limitele de atunci. Asumate de către oficiul de cadastru. Deci nu spunem noi. Avem documentele, le-am citit astăzi în ședința de hotar. Haideți să votăm oricum, prefectura ne va contesta hotărârea, să ne îndreptăm greșeala. Cred că sunteți în asentimentul meu să le mulțumim tuturor românilor care au fost la acest eveniment pentru pomenirea eroilor. Suntem în România, problema este sensibilă, problema este în derulare. Noi ne dăm acum o aprobare sau nu. La modificarea scriptică care a spus și doamna secretar, că se face de tehnoredactare. Se supune la vot. Cine este pentru? Da, poate mai era o discuție. Bun. Domnul Papa, ați întrebat. A spus că ați mulțumit și ați mai întrebat. Haideți. Raportul de specialitate. Lipsește. Da, și am o chestie de asta. Așa. Întrebare. Ați solicitat primăriei Sânt Martin documentele în baza care s-au trecut cimitul la Valea Uzului, da, în domeniul public al Sânt Martinului? Am solicitat la toate instituțiile publice din România care ar fi putut da un aviz în sensul ăsta, adică ISC Hagita, ISC Central de România, ISC Bacău, primăria Sânt Martin, în baza legii 554. Cultului eroilor, încă sunt în termeni. Ele încă sunt. Cultul eroilor mi-a trimis un răspuns pe care dacă vreți să-l citiți, e la mine, este aici și îl puteți citi. De la Inspectoratul Construcții la fel am primit. O ce vei eu când a dat avizul vizavi de proprietarul cimitirului? Cum să nu? Dacă avem un extras de carte funciară, dar v-am citit astăzi din 20 iunie. Prin care se atestă din nou la cererea de reexaminare a celor din Hagita că imobilul cimitir e pe raza... Nu figurează la carte cu cealaltă a Sânt Martin. Nu există. Și nu se pot face două părți funciare. Nu. Pentru că le știm cu toți. Nu prea vor să recunoască unii colegi, dar... Dacă am impunit, s-a mai luptat discuții, care tot ce la teamă, că am picat până și la o hotără de costum, care se părea, au luptat că nu-i chiar de regulă. E adevărat. Este foarte neutrit. Asta e, vreau să am fost întrebări ca să ne liniștim. Deci cei din județul Hargita au făcut o cerere de reexaminare la Oficiul de Cadastru Bacău, iar cererea de reexaminare a fost, a fost de respingere în dosarul, săratul număr de dosarul 424 din 10 a 5-a și prin care mi se consfințește încă o dată că cimitirul este pe raza... Păi, doamna Brăgeanu, care sunt argumentele juridice prin care doamna prefect de cele se revocă? Nu pot să mă pronunț eu într-o speță pe care...
Dar puteți să-mi spuneți, să mai repetați o dată, de către cine a fost făcut proiectul și cine a dat banii pentru acel moment? Bun. Proiectul a început așa. În 2017, la sfârșitul anului 2017, am primit o adresă de la Ministerul Culturii prin care mi s-a spus așa, 2017. Prin care am spus așa, 2018 este an centenar. În sensul ăsta s-a făcut un proiect finanțat. Se finanțează anumite proiecte pentru a bifa cumva centenarul. Noi am pus la momentul ăla două proiecte mari, zic eu. Muzeul din fața primăriei, acolo mi s-au dat 50.000 de lei, și reabilitarea cimitirului din Valea Uzului. Vorbim de luna noiembrie 2017. În luna iulie 2018 am primit avizul și o decizie de Ministrul a Culturii prin care mi s-au aprobat 65.000 de lei pentru reabilitarea cimitirului de la Valea Uzului. Ne-am apucat de proiectul tehnic. 65.000 de lei nu prea aveam cum să facem noi și un proiect tehnic și tot. S-a făcut un protocol cu Ministerul Apărării Naționale. Aceștia au venit în sprijinul nostru și au făcut proiectul tehnic. Studiu de fezabilitate, indicatori tehnici, absolut tot este făcut cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale. O instituție de stat. Ministerul Culturii ne-a dat banii ăia și nu s-a cerut niciun aviz la momentul ăla. Eu de aici înțeleg că în primăria de noi nu a făcut nimic de capire. Nu. E nu. Totul legat. Nu. Cine de la toată treaba asta în care există boateul de mărești și a făcut din fapt. Deci nu a fost nu. Avem cadastru, avem hotărâri de Consiliul Local prin care am adoptat proiectul tehnic, indicatorii tehnico-economici, nota conceptuală, deci totul s-a făcut conform legii. Deci tot s-a pornit în noiembrie 2017, nu la alegeri, nu în campanii, nu în nimic, în 2017. Sigur că da. Iar la momentul ăsta avem inclusiv avizul de la Ministerul Culturii. Deci cimitirul ăsta, adică eram copil, ce-l cunosc, la Valea Uzului, bunicii mei, care au stat pe tron, sunt la costul Domnului, am întors-o înapoi și mi-a povestit exact problemele și ei susțin că nu sunt și soldați rămân înmormântați acolo. Sunt. Și am mai fost și cimitirii mai jos în coace, nu mai deschis discuția, că nu se recunoaște acum, într-adevăr, dar acolo au fost înmormântați și soldați români. Și nemți. Dar vedeți, de la cultură, nu-i urmă, nu ales în sensul ăsta, inclusiv lista cu cei 149 de eroi pe care noi le-am dat citire în ziua de 6 iunie, avem o listă de la cultură eroilor. Avem registre de stare civilă de la noi din primărie, pe care le-am făcut extrase după registre de stare civilă, unde sunt... Avem oamenii care sunt... Astea sunt niște problemele de care nu au fost rezolvate în... Se vor rezolva cu siguranță. Haideți să... Ne-am făcut cunoscuți în Europa, acum de rămânești un punct turistic, asta aici. Supunem la vot. Ce este pentru? Nu mai avem nimic. Nu mai avem nimic. Nu supunem la vot. Împotrivă. Abțineri. Cu 14 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din titlul hotărârii Consiliului Local Dărmărești numărul 29/2019 a fost adoptat. Cu 14 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier Balaș s-a abținut. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public aluate de oraș Dărmănești, având un rezultat în urma implementării investiției extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașele Cluj și Mornești, extinderea infrastructură canalizare în orașul Dărmănești și darea în administrare și exploatarea SECCRAB SA conform contractului de delegare. Se avizează prin cele trei comisii. Sunt... Da, tot eu o să vă spun. În data de 4 iunie am primit de la CRAB o adresă prin care ne solicită includerea în domeniului public a bunurilor rezultate în urma implementării investiției, extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașele Buhu și Moinești, extindere infrastructură canalizare în orașul Dărmănești, investiție din cadrul proiectului de investiții aferente contractului de finanțare
1.222.03 din 23.08.2011 privind proiectul extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău și darea lor în administrare, în exploatare, către SECE CRAB, conform contractului de delegare. S-a întrunit o comisie, s-a făcut o inventariere a tuturor bunurilor care sunt în anexă, sunt undeva la 150 de pagini în anexă. La articolul 1 spunem că se includ toate bunurile astea în domeniul public al UATE orașul Dărmănești, după care, la articolul 2, se aprobă darea în administrare către CRAB a mijloacelor fixe, rezultate în urma implementării investiției de care v-am făcut vorbire, conform anexei acesteia. Dacă aveți întrebări. Da, doamna. Și ce se întâmplă dacă nu le dăm astea în inventarul lor? Că dacă se strică ceva, cine le repară? Primăria, nu? Primăria Dărmănești, banii. Ce se întâmplă dacă nu le aprobă? Sau când ne dau instația de epurare și nouă înapoi, că ne-au luat-o de 3 ani și nu mai dă gata. Crabul ăsta e o societate. S-a semnat e obligatoriu? S-a semnat, exact cum cu avizul. S-a semnat un contract de delegare a serviciului de apă și canalizare. Și tot ne întreabă cetățenii ăștia când dăm drumul la stația de epurare, că s-au conectat la canalizare. Aici nu pot să vă răspund eu. Pe alții ei inundate, nu aveți Pe cine să întrebăm? Unde să ne adresăm? Haideți să facem adrese, doamnă, una după alta. Păi nu se poate, chiar nu lăsăm pe alta, așa de o... Cei de la CRAB? Aparatul de specialitate a primarului face adrese după adrese la toate instituțiile statului să vină aparatura aia dusă, se pun acolo. Deci, pur și simplu, nu se vrea să montez. Deci nu se vrea. Ori mai suntem datori cu bani, ori ceva se întâmplă. Păi hai să îi bombardăm cu adrese. Nu se vrea. Introducerea asta a inventarului și predarea lor, chiar asta înseamnă. Corect, s-a finalizat lucrarea. Nu, hai să facem adrese redactate acolo și nu se poate, chiar consider că își bat joc cineva de noi dărmăneșteni. Bă, oameni buni, de 5 ani am investit bani, am băgat bani în Consiliul Local în această lucrare. Acum vii, nu mai ai nici vitanjă, că nu poți cumpăra, că e dotată de la ei, nu ai nici folosință la cetățeni, că viu și mă înscriu la primărie să fac conectarea la canal, dar unde se duce canal? Care era terminul de finalizare? Bănuiesc că ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă. Azi îi dăm judecată, nu se poate. Trebuie o modalitate. Îi dăm judecată, noi le-am dat bani. Nu în 2016, 2015 a fost finalizarea. Și s-au dat o derogare de 7 luni de zile. Bă, dar din câte știu, primăria mai are de dat bani la... Nu mai are. Nu mai are. Nu e problemă, deci banii sunt și la primăria. Banii nu e problemă, dar banii nu e problemă. Nu e problemă, banii nu e problemă. Da, sunt mai multe. Nu, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Dați-le să cu 15 voturi pentru proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Dărmănești și darea în administrare către exploatare CRAB Bacău a fost adoptată. Trecem la numărul 12 diverse. Cine se scrie? Domnul Balaș? Vespa? Moise, Cârtuga, Apetri. De ce, scuze, avem o altă... Aveți în următare. Înainte de a începe discuțiile pe diverse, am primit o petiție. Asta este o petiție. Semnată de câteva zeci de oameni din Harduta și trebuie să vă dau citire pentru că este adresată Consiliului Local Dărmănești. Alăturat vă transmitem petiția formulată în legătură cu situația creată în localitatea Valea Uzului, Comuna Sânt Martin din județul Harduta, semnat de cetățenii români de etnie maghiară, de reprezentanții comunităților locale din județul Harduta. Petiție.
către președintele României, guvernul României, doamnei prim-ministru, instituției prefectului județul Harghita, instituția prefectului județul Bacău, Consiliul județean Bacău, Consiliul local Dărmănești. Consiliul local al orașului Dărmănești, printr-o hotărâre arbitrară și nelegală, și-a însușit cimitirul militar din primul război mondial, aflat în județul Harghita, pe teritoriul administrativ al comunei Sân Martin. Pe mormintele soldaților din regimentul 10 Mișcolc au fost ridicate cruci și un monument comemorativ pentru soldații români necunoscuți. Cetățenii români de etnie maghiară respectă memoria celor care și-au jertfit viața în războaiele mondiale, indiferent de locul de veci și indiferent de naționalitate. Cetățenii români de etnie maghiară trăiesc aici, lucrează aici, plătesc impozite aici și îmbogățesc prin cultura lor această țară, motiv pentru care demersurile Consiliului Local constituie mai mult decât o profanare de morminte. Profanarea locurilor de veci ale strămoșilor noștri constituie un mesaj cu valoare simbolică. Cumulează acele nedreptăți la care sunt expuși cetățenii români de etnie maghiară, din punct de vedere cultural, istoric, intelectual și material, cu defăimare și obstrucționarea vieții naționale și economice, punând toate acestea sub semnul îndoielii. Ajunge, în numele cetățenilor români de etnie maghiară, noi, bisericile istorice ale maghiarilor, consiliile locale, sfera civilă și reprezentanții organelor politice ale comunității maghiare din România, în baza drepturilor noastre cetățenești, precum și în temeiul legislației în domeniul administrației publice, pretindem cercetarea tuturor ilegalităților care s-au produs în urma activităților de profanare, respectiv pedepsirea celor care au încălcat legea, restabilirea de îndată în situația anterioară a tuturor modificărilor efectuate în urma investițiilor profanatoare, soluționarea de îndată a situației hotarelor administrative între localități și județe, în vederea evitării pe viitor a acestor abuzuri, stoparea de îndată a procesului de denigrare a etniei maghiare și de falsificare a istoriei, exprimarea de scuze publice în fața urmașilor soldaților care se odihnesc în mormintele profanate, respectiv față de națiunea insultată. După care sunt, nu știu, 200-300... Ne-a sfântat puțin, trebuie să citești la punctul ăla cu cimitirul. La punctul divers trebuie să vă citesc. Da? Da. Eu îi voi, este o petiție, eu îi voi răspunde conform legii în termenul legal, nu trebuie să dau o hotărâre în sensul ăsta, ci doar fiind adresată și Consiliului Local, trebuia să vă aduc... Am citit raportul Ministerului Apărării, deci asta e suveran. Eu am toate documentele vis-a-vis de cine. Nu erau, erau pe casă. Referitor la nu s-a făcut în cadrul Consiliului Local al orașului Dărmănești. S-au văzut și pe și chiar dacă am aprobat, eu zic că am fost într-o eroare de fapt care nu mi se poate imputa. Eroarea de fapt... Noi aveți după niște... adică un proiect făcut de minister, unde... Nu am nici... Dar ei au zis foarte bine, au început foarte bine cetățeni români. Da? Suntem în România. Este cimitir internațional, acești morți se cinstesc la adevărata lor valoare, facem, noi nu am făcut nicio profanare, ca să nu scormonim, problema este de mult, de 30 de ani, dumneavoastră care sunteți un pic mai în vârstă, știți foarte bine, nu mai are rost să comentăm, pentru că, am mai spus, este o problemă sensibilă și sperăm că cei care ne reprezintă și reprezintă instituțiile României, să ia ca atare și să rezolve problema cât mai bine. Legal. Este un cimitir. Și cu asta basta. Este un cimitir. Noi nu am profanat, noi am pus simbolic acele cruci, acel monument care să-i cinstească. S-au aprins lumânări de către noi. Nimic altceva. Scrisoarea prefecturii acolo, o spune că rămasă bana nelămurită, pentru că suprafețele de teren, deci mormântul are 7.000 și nu știu cât de metri pătrați, iar ei au mai găsit încă 5.000 de metri pătrați. Asta spune la prefectură. E același teren. Poți să ai același teren. Suprapuse. Suprafața reală este 7.000 de 7.000. Așa e cadastru. Ei, cred că 10 ziceau, bă, ați 5.000 de metri. Înțeleg.
dar ei când au făcut gardul ăla acolo, cimitirul acolo, informat pe cineva odată că ei l-au început. Spune, nu mai... E ilegal. Că dacă o luăm... Dacă ei au rămas ai noștri morți în afara cimitirului, au noștri rămas în afară. Păi nu, dar sunt deci o chestie, poți să-i păiești pe ei, cu dilema asta. Voi, nici aprobare ați făcut acolo, fără să mișcă nici cu noi. Aprobare, nu, dar nici nu sunt nimic în care a ceva împotrivă, da, cum a făcut ei acum. Ei acum sunt în vedere și noi nu am fost păi, dar hai să vă spun. Deci îmi dă unul futuraș în mână, dar nu m-am uitat pe el, nu putea să fac scandal acolo. Și scria pe acolo, pe futurașul cea mai mare, că sunt înmormântat numai soldat maghiar. Nu puteam să mă iau acolo, că... Vă dați seama ce ieșea. Și erau un găgaș de acolo, de Donghiță la Lunghini. Nu e o casă particulară, e de ce... Dar nici așa. Noi respectăm viitorul, nu? O fost și români, și nervi, și italieni, și nu s-ar fi tot la timpul o fost. După de legea 213, cea a domeniului public și a privat al administrației, undeva la anexa 1, capitolul 3 roman, spune așa, domeniul public, deci vorbim de public, al local, al comunelor, orașelor, municipiilor, este alcătuit de următoarele bune. Vorbim despre domeniul public. Iar la punctul 10 scrie cimitirele. Deci întotdeauna va fi domeniul public un cimitir. Astăzi, conform OCPI, cimitirul este pe raza administrativ teritorială a cu acelea și domeniești. Dar nu e în România, doamna secretară? Dar, în afară de faptul, suntem în România. Da, haideți pe diverse. Diverse, domnul Paraș, vă rog, repede, și așa ne-am zis foarte mult. Foarte repede. Discutăm despre toate, dar nu discutăm despre lucruri care chiar ne interesează la Vârmănești. Se fac investiții la toate școlile prin Vârmănești, la toate grădinițele. Vreau să aduc aminte și doamna secretară poate să consemneze. Grădinița de copii la Sălătuc are peste 25 de copii. Și nu s-au mai făcut investiții, cred că, de ani foarte mult. Stau îngrămădiți, stau înghesuiți, nu sunt condiții să-și desfășoare activitatea normală. Și am dorit să se prindă cumva în buget niște bani și pentru această grădiniță. Cred că atâția copii nu sunt la grădinițe în Dărmănești. E o comunitate și chiar ar trebui un pic ajutat acea grădiniță. Nu știu, ori n-a cerut doamna de acolo, ori nu i s-a dat, nu știu. Dar ce, e grădinița din Dileu, director, pe care o dată? Nu știu, cine e locul. Nu știu de cine și cum. Dar vreau să vă spun că sunt peste 25 de copii acolo și ar trebui să le modernizăm. Da. Atât. Bine, mulțumesc. Domnul Desca. Da. Vis-a-vis de scrisoarea pe care ne-a citit-o doamna Culeceanu, cu ceea ce mă privește, țin să-i anunț că cei semnatari ai acelei petiții, sau cum se numește ea, chiar dacă sunt semnatar, am ridicat mâna și am votat pentru acel cimitir și voi vota ori de câte ori mi se va cere, pentru ca el să fie un cimitir internațional, eu îi respect pe unguri, chiar trăiesc, mă simt bine lângă ei, pot respira aerul pe care îl respiră și ei, pot să mă plimb alături de ei fără să mă simt ofensat, dar nu pot să fiu de acord cu șovinismul unora dintre ei. Și ceea ce le cer cetățenilor maghiari de etnie română este un singur lucru, să mă respecte. Să mă respecte pe mine, să mă respecte colegii, să respecte pe noi românii și să le respecte eroi. La Valea Râsului știu foarte bine, știu poate mai bine decât alții, pentru că acolo unde se proactivitatea. În 1979, când practicat din nou acolo Dărmănești, eu am văzut crucile ostașilor români. O parte din ele erau scrise cu plăcuțe comemorative în limba maghiară, numele era numele românesc, o parte dintre ele erau scrise în limba română, plăcuța comemorativă și numele soldatului. Am presupus ulterior că unii dintre ei au luptat pentru armata austro-ungară, alții au luptat pentru armata română. Ceea ce au uitat domnii maghiari, lângă crucile noastre erau niște obeliscuri din piatră, mai mici. Alea se pare că erau ostașilor ruși. Nu știu cum ar acționa aliatul lor Putin, dacă ar afla că nici acele pietre nu mai sunt la Valea Râsului. Și acum să trecem la problemele curente, tot vis-a-vis de Valea Râsului. La procesele pe care noi
urmează să le, să le avem cu vis-a-vis de acel cimitir. Avem un avocat, o casă de avocatură? Nu trebuia să treacă prin consiliu? Nu, la momentul ăsta nu avem niciun de rol. Nu, dar să nu uitați ca să totuși să, să fie aprobat de consiliu. Astăzi nu avem niciun de rol. Așa, și acum o problemă, pe lângă faptul că străzile din Poiana, mea dragă și frumoasă, sunt într-un hal, fără de hal. Deci, efectiv, nu țin minte să fi fost în halul ăsta vreodată. Așa, mai am o problemă. Domnul Ioviță, cel care are treabă, voi știi care are magazinul de cereale în cer. I s-au pus în spatele grădinii la dumneavoastră, i s-au pus niște tuburi de la Bărbovoști. Acele tuburi sunt, din ce mi-a explicat, nu am fost la fața lui, mi-a spus la în față, sunt puse mai sus de nivel, apa a colmatat și a inundat grădina. L-a chemat pe domnul Antal, care nu știu ce funcție are prin primărie, și a arătat Domnul Dumnezeu că mi-a stricat grădina. Avem 3-4 oameni de la ajutor social și avem destui, dacă ne uităm peste gărbă și în altă parte. Adăugăm niște oameni și hai să decolmatăm zona asta de 30-40 de metri, să nu mai zice mie grădina. Domnul Antal a spus că nu beneficiază, nu are în dotare primăria de românește din contere. Ție să-i spun domnului Antal că atâta timp cât este plătit din bani publici și din banii contribuabilor, ar trebui să aibă un alt fel de abordare vis-a-vis de cei care istorice da. Servicii. Și numai lui domnul Antal și altor. Arhitectului șef trebuia să domnului viceprimar trebuia să adreseze. Domnul Antal putea să vină să spună domnului viceprimar dacă era un... Am înțeles. Eu am spus că mai departe ne-am înscris după ăsta. Da. Atât am avut. Da. Domnul Moise. Aș dori să aflu, dacă se poate, în ce stadiu se află proiectul de construire a școlii pentru țigani? Știu că s-a aprobat, da? De construire? Nu de construcție, nu s-a aprobat. S-a depus un proiect. Păi, dar s-a depus un proiect, dar cam în ce stadiu se află? De modificare. Păi, e întrebare de construcție. Da, știu ce ziceți, anul trecut. S-a depus un proiect. Da, un proiect și este depus. Este depus și atât. E aprobat. Atât. Străzile, liceul... Nu, așteptați un pic că vă spune ceva interesant, nu vă grăbiți. Se va face pe același teren pe care s-a propus... Amplasament. Eu îmi scriu lucrul ăsta și o să întreb pe domnul arhitect șef și pe cei... Categoric acolo deci se face. Pentru că pe acel teren au început să-și construiască case țigane. Interesant. Dacă proiectul ăsta o să meargă mai departe, cum se va proceda? Strică casele țiganilor sau mutăm amplasamentul și facem altfel? Sunt da, foarte curios. Cineva a mai trecut pe acolo să facă să construiesc ilegal clădiri? Cu siguranță, colegii mei de la poliția locală trec acolo. Cu siguranță. Și se prefac cum văd. Da. Mi-am scris. Au fost informat primăria. Sunt construcții ilegale pe un teren al primării. Aș dori ca la ședința următoare să primesc un răspuns sigur. În această sigur. Privință. Sigur. Chiar vă rog, da. Sigur. Da, și mai avem o curiozitate în ceea ce privește lucrările de asfaltare din cartierul Lapăș. Se mai lucrează. Chiar astăzi am văzut dirigintele de șantier, era la urbanist. Am fost acum o săptămână și nimic. O să sun colegul de la urbanism, văd. Dar astăzi eu am făcut vizitele de șantier. Am mai fost și s-au oprit lucrările. Acum am sunt din ce motive. Am fost întrebat din ce motive s-au oprit lucrările. Cred că se lucrează. Dar din consiliere a trebuit să știu. Imediat. N-am știut ce v-a spus, dar nu se întreb. Hai să lăsăm. Dar lucrările sunt oprite de mult, nu am înțeles. Nu, și eu am avut aceeași informație. Și până eu v-am înțeles că se lucrează, dar am întâlnit foarte, foarte scăzut. Chiar m-am întâlnit la pâinicea, la ăsta dimineața, cu cineva care lucra pe un mobilaj și aș lucrez acolo. Și am întrebat, s-au oprit? Și am zis că nu. Dar de asta am întrebat de teme. Eu când am fost, nu era nici un utilaj. Te crezi, nici eu. Toate lucrurile.
Și oamenii spuneau că lucrările au fost... Erau de uniță, mă. Dar din ce motiv? Dacă toți s-au apucat de lucru, îl ducem până la capăt. Am înțeles că a fost... S-au făcut șanțuri, s-au... Am înțeles că a fost o perioadă de săptămână în care, s-a observat că a fost ceva neînțelegeri, dar totul care au reînceput... Și mă da, sunt foarte curios. Dacă îmi permiteți... Dacă îmi permiteți, vis-a-vis de primul subiect ridicat de domnul consilier Cotva, Moise. Acum, în 2014 sau 2015, printr-o hotărâre de Consiliu, am aprobat ca fiecare cetățean să facă o singură locuință la trama stradală existentă. Mai țineți minte, domnul? Da. Da. Nu, nu, vorbeam de hotărârea de Consiliu de 2014-2015, Consiliul trecut. Da. Am aprobat ca la fiecare locuință la trama stradală să facă o singură locuință. A fost aprobat colegii care au fost în postul trecut, știu, presupun și largă. A fost domnul. A fost votat. Da, da, nu. Dar vreau să mai zice de ce am mai privit de această singură că pe aceeași steță pe care a spus-o domnul Moise, avem hotărârea de Consiliu dată de construcție abuzivă. Dacă niște construcții sunt puse abuziv acolo pe terenul unde trebuie să fie școala, acele ar trebui de urmat. După care, după care... Vă rog să-l întrebați pe domnul arhitect șef, și stadiul lucrării. Școala de romi. Care e deja construită. Noi am aprobat un proiect. În colț acolo, la zona de... Chiar în față la ei, da. Da, da, da. Problema e că pe acel teren au început să construiască ilegal casă. Nu am văzut casă construită, am fost acum câteva zile. Poate din mai veche. Aia trebuie demolată. De un sfert. Da, nu lăsat-o până ajunge la terminare. E mai vechi, de un sfert. Mai vechi înseamnă 2 ani, 3 ani, cam așa, cum o casă din BCA, nu? E din BCA, da. Dar sus, fără autorizație, fără nimic. Fără autorizație, fără nimic. Dacă este adus iar problema pe tapet, procedura e simplă. Dacă trasăm și de acolo reiese că construcția intră pe terenul destinat școlii, am demarat procedura de demolare, care administrativă, am dat drumul. Oricum, abonezi terenul primăriei. Da. Oricum nu avea voie. Indiferent este pentru construirea școlii sau nu. Noi avem de aceeași discuție cu terenul de cu intabulare. Noi avem intabulat acel teren și avem suprafața care aparține de... Da, dar să nu lăsăm să decurgă lucrurile mâine, am reținut aspectul ăsta punctual, legat de școală. Și doresc, vă rog, ca pentru ședința din luna următoare, să veniți cu un raport scris și referitor la fața locului, ce se întâmplă. Da, ce se întâmplă. Pentru acest... Exact, ce tema asta, da. Pentru că, pe lângă respectivul care vă blocază, sunt convins că mai din și atunci o să ne trezim cu, poate, și jumătate din terenul care ar fi căruit. Așa, dacă nu face, referitor la stadiul lucrării, au mai pus colegii întrebare de la drumul de la Lapo. Și ce ne puteți spune? Ce ne puteți informa? Ce stare? Am înțeles că s-au oprit lucrările și care ar fi motivația asta? Da, lucrările nu au fost oprite oficial niciodată, prin nicio hotărâre de nimic. Șase l-am văzut. Oficial? Da, fizic. Fizic? Nu, oficial înseamnă că nu s-a primit nicio hârtie. Dispoziție. Dispoziție sau, eu știu, altfel de document către... Doar în urma unui control s-au constatat unele nereguli, s-a dat o măsură de prefacere, de revenire, dar fără să se dispună sistarea lucrărilor. Oprire temporară. Deci fără sistare. Ei, pe parcursul execuției, trebuia să-și vadă de lucrări și din spate să... Termenul este până în 27, până în 28 iunie.
Dar eu refăcut acolo, deci nu avem probleme din nu, nu, termenul de finalizare. Deci am Problema a fost din cauza faptului că nu s-a respectat norma. Colegul și oamenii și noi ne așteptam o acțiune mai de amploare. Da, exact. Deci, mai de amploare, adică să se vadă, adică dacă trei așa și trei și săptămână să vezi că s-a făcut ceva. Nu, dar poate face țigan în continuare. Nu, 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 După ploile căzute acum zilele acestea, pe drumul de coastă, de la biserică, de la Sărătruc, în prima curbă, pe râul Lucru, așa îi spune acolo, așa. Un cămin este amanunțat, nu? Și atunci, în final la primărie, este înfundat. Apa o luat-o pe șosea la Vale până la biserică. Sapă pe marginea drumului, tot favașul. Din coace, traversează peste șosea. Caută morți. Iată, nu. Costele, caută morți și caută... Păi nu, așa e. Dacă nu rezolvă treaba la curăță... Păi eu ce vreau zic, păi, dar sunt cu ajutoare sociale, se poate disfunda pe rău. Am coborât jos, m-am uitat pe tub. Tubul disfundat, complet. Deci numai acolo e infundat, cum s-a pus scrende, deci a stupat. Și el o ia dintr-un la Valea, apa toată. Încă n-a venit mare. Dacă ar veni mai mare, apa ce mai... Asta. La grădința de copii, eu am ridicat de mult. A ridicat și domnul Balaș și cu gardul din prejur, cu copiii foarte periculos, cu câini pe acolo, prin prejur, să fac un topogan pentru copii. Ia să-mi pauză de acolo, să joace. Nu s-a mai făcut, de câțiva ani avea. La părâul Schende, la Cojocaru, da? Deci acum cu apa asta, iar s-a ridicat. Nivelul de apă este colmatat tot părâul. S-a cerut buldoi scăpatori din mult. Acum oamenii mi-au ridicat problema, tu să risi la mine, dar zic, ce, domnul comandă acum, aici. Și să se curețe tubul ăla acolo, că este și conta de apă care trece pe, la tub și e lăsat un pic mai jos. Și automat deversează și ridică, Aneta tot timpul a avut probleme. Și-au pus scoarță pe acolo, n-a acolo. Plombele de drum, pe drum care a mai ridicat, ridică, fratul care mă vreau rechid acolo, știi, de... Să pună și la ducă. Da. Atât. Domnul Petre. Eu ridic problema care ridică și cetățenii statului Globo și cred că sunt de la sedimentul tuturor cetățenilor din orașul de Munici. Știți că cu noi nu s-au luat 6 luni până în iunie în propriul loc. Cetățenii ridică problema. Au plătit sume mai mari decât au fost în hotărârea noastră fixată de prețul. Al doua problemă. Au 1.450.000 de persoane. Se ne spune că vă aduc o uniformă. Exact, este hotărâre. Nu hotărâre. Au plătit în plus față de hotărârea dată de noi. 1.200.000 de persoane. Deci sunt oameni cu ghidanță. Deci au venit pentru mari și trebuie la noi. A doua problemă. Deci nu există legal? E o prindă, este legal. Va veni omul cu ghidanță. Deci, nu se zic, poate să plătească mai mult decât din dată în hotărârea de hotărârea. Nu rezanță, e de anul. Poate avea o rezanță, poate are un copil plecat pe ceva și trecut de cu moneta familiei. Nu există, deci nu spuneți că există un să mai mult. Am cerit de canță, am văzut eu. Așa, să vină omul la primărie, nu există, nu se poate să iau așa. Banii am cojocat în el, am vreo 10 ani. Oamenii să-și vină să facă... O fără acea cerere, să meargă la impuse și taxe, să facă exact cererea aia, pentru că poate nu sunt, poate sunt plecați, poate nu. Așa. Nu e o problemă, nu.
doua problemă, e care este. Deci, oamenii au gerat de începutul anului, deci au fost, deci au plătit și până la începutul anului suma totală, nu? Ce se întâmplă cu lunile care nu au venit cu noi, din problema ca ședința viitoare, domnul primar Făcini a venit să dea răspunsul la oameni cetățeni. Nu la tine, vă spun eu cum facem. Nu am fost aici acasă. Nu am fost aici acasă. Oamenii viitoare pot să vadă cât deșeuri menajer s-au ridicat de pe raza orașului. Că s-ar putea, ca în perioada asta o lună și jumătate, să se fi scos mult mai mult gunoi decât în mod normal. Noi, în mod normal, să zicem, scoatem în 10 tone pe săptămână, e posibil acum să fie mai mult. Dar eu, până la ședința de luna viitoare, o să vă aduc exact din ianuarie până la 15 iulie 20, cum o să fie, exact câtă cantitate de gunoi, că noi acum plătim, la cât gunoi perdonăm. Dar nu așa am adoptat hotărârea de consiliu. Să se audă că banii aceia, de exemplu pentru 4 luni când nu s-a luat acum, se vor lua pentru anul viitor, primele 4 luni. Dacă vedem, vedem cât cu noi menajeri s-o scos. Vedem cât deșeu menajeri s-o scos. Bine, o lună să fie 2 litri de sală și așa. Dar este vorba de o sumă de 10 de luni. Deci eu pe luna viitoare, eu pe luna viitoare, vă aduc 2018 și raportat cu 2019. Și eu vă, da, cum să nu? Noi o să cerem exact și vă aduce. Declarăm închisă ședința de 25-6-2019. Să mulțumim.